Pentru români și pentru România a votat și Cornel Folescu deputatul PSD Mehedinți, care s-a săturat de abuzurile de putere făcute timp de un an de actualul guvern, în frunte cu Florin Câțu. Parlamentarul mehedințean a transmis pe pagina sa de socializare un mesaj pentru această zi cu dublă semnificație pentru țara noastră. Astăzi sărbătorim Ziua Mondială a Educației, iar totodată și salvarea României de pe marginea prăpastii. După un an de zile în care țara noastră a fost distrusă de cel mai slab premier din perioada post-decembristă, astăzi a fost votată moțiunea de cenzură prin care Florin Câțu a plecat acasă. Cornel Folescu, deputatul PSD Mehedinți, a transmis în cursul zilei de azi un mesaj pe pagina sa de socializare multă putere și înțelepciune tuturor dascălilor. Azi ar fi trebuit să ne sărbătorim profesorii și învățătorii, nu să privim cu dezamăgire încrâncenarea cu care niște neaveniți, neștiutori de carte, se agață de scaunul puterii. În stradă oamenii își strigă nemulțumirea, însă ochii, orbi și urechile surde ale guvernanților nu văd și nu aud. Conectați la frecvența puterii și amețiți de cifre pe care nu le înțeleg, înșiră de la tribuna Parlamentului realizări demne de epoca de aur. Vorbesc de o prosperitate pe care românii în sărăcia lor nu o văd. Din contră, sleiții de puteri nu reușesc să găsească soluții de supraviețuire în fața prețurilor astronomice. Destul să vă fie rușine, e timpul să vă luați mâinile de pe România actualul guvern în frunte cu Florin Câțu, prin întreprinse, a distrus sistematic economia țării și nu a contribuit cu nimic la dezvoltarea României.